Hai salut băieții și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Îmi pare rău că n-am mai postat în aceste două zile, am fost foarte bolnav. Mă rog, am răcit așa puțin mai tare, nu mă așteptam să răcesc chiar de tare și dormisem mai cam toată ziua. Deci îmi pare rău că n-am filmat, cred că se aude și pe vocea mea. Desigur, astăzi, pentru că este weekend și... în general în weekend o să punem videoclipuri de genul. O să facem 2 vs 2 cu cei mai buni din România. Unii dintre cei mai buni o să fie Kerry, Karma, eu și cu Eddie. Deci cam unii dintre cei mai buni. Desigur, o să facem și un top 10 român joacă showdown, știți și voi seria aia, o să facem, nu știu exact când o să filmez cu băieții, să vedem când au și ei timp, desigur, și da, ce pot să zic înainte de toate, butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut încă, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și, da, mi-a arătat și voi acolo suportul, iar dacă vreți să mai vedeți episoade din aceste serii cu alți români și pro player și etc., etc., să facem acolo peste 1000 de like-uri, desigur, dacă se poate. Astea fiind spuse, hai să dăm drumul la video. Așa, Cold Piper, suntem și vocal cu băieții, după cum se știe. Bă, măcar nu mai am atât de mare delay, așa că hai să vedem dacă reușim să-i batem, desigur sunt pe telefonul secundar. I-am dat mare hit la Kerry care are acum iPad, desigur o să se retragă pentru că e bolovan. Mamă, hai că nimerez bine acum aici de bine acolo kill pe Karma, măcar a Karma primul meci, dar nu știu exact dacă o să vedeți meciul ăla. I-am bătut primul meci, stai că tanchez eu pentru el, perfect. I-am dat mare hit, nu are cum să... Jucăm și cu gadget-uri, cu gears, cu de toate. Să vedem dacă reușim să-i batem pe băieți, cred că e one shot. Să sperăm că-l omoară, nice acolo din partea lui Karma. Acum Kerry o să ducă în spate, perfect, double hit, nice, let's go. Hai că-i batem momentan, îi cam distrugem pe băieți. M-au distrus ei pe mine primul meci, că am avut delay și lag. Dar acum ne luăm puțin revanșa, o să-i tanchez eventual... gadgetul. Karma nu e vocal pentru că e kid mic, așa că sunt doar Eddie și cu Kerry. Jucăm pe stele, deci nu prea contează atât de mult killurile, cine ia stelele câștigă. Practic asta e. Bă, dar da. Apare nu-l omor din două din da, două. Care shield-ul. Da, da, shield-ul ăla e. Ok. Mai am două gadgeturi pe care o să le dau în Eddie pentru că el e mai așa mai bolovanski. Băi, well, na, aveam ultimata, chit cam 30 de herți, tot pot să sar. Ok, hai să vedem acum ce se întâmplă. Mamă, ce i-a dat? Eddie better player. I-am dat hit, dar n-am cum să-i dau cu gadget, că eventual are jump-ul ăla. Bun, o să dăm puțin acolo, nice, l-am nimerit. I-am dat, frumos. Bă, poate, l-am prins, nice, let's go. I-am rupt pe băieți meciul ăsta, cred că o să jucăm best of 3, deci cine ajunge primul la 3 câștigă. Așa că, na, să vedem. Bă, aparent dacă muream eu era GG. Nice, hai că am ajuns acolo. Din păcate n-am reușit să-l omor, dar este ok, am câștigat primul meci. Dar, ce pot zic, hai să trecem la următorul meci. Bun, următorul meci avem Byron cu Brock, hai să vedem ce iese și meciul ăsta. O să joc eu Byron, să vedem cam cât de bine mă descurc pe el. Cred că Kerry o să joace Byron, că de obicei el e Byronul familiei. Deși Eddie e cam slab cam pe orice brawler, nu știu ce să zic. Nu vreau să zic că să mă ierți, bă. Stai că am uitat. Nu, stai liniștit că am uitat că Byron poate să dea heal, că puteam să-i dau heal. Acolo a fost greșeala mea oricum, mi-a luat creierul razna. Bun. Dar e ok, bă, dar ziceam că ești slab, dar încearcă și tu să nu mai nimerești atât pe Davidescu Fortnite, că... Da, i-am dat eu. Nu tu, mă, aia, păi de la tine sunt inutile oricum hiturile, ziceam de la asta. Mamă, stai că mi-a dat ăla mare hit de m-a zăpăcit. Stai puțin așa, să mă regenerez. Și... O să-i dau puțin heal. Ce heal să-i mai dau? Davidescu Fortnite. Stai că-i dăm aici un heal frumos, bam, bam. Mai și ultimata, dar nu prea fac treabă cu... Mai mult stau să-l healuiesc pe ăsta, că îl tot luați la hituri. Vreau să mă bat și eu cu Kerry, dar nu prea am cum. Ia uite, bă! Dacă-i dau... S-a jucat Brock, băieți. S-a jucat Brock. Da, bine, nici eu nu fac prea multe, dar... Hai să-l batem totuși pe Eddie, dacă se poate. Hai că se poate așa. Hai că se poate așa, dacă e. Băi, am dat acolo un hit, dar... Hai mă că e pe stele, ce vă necăși, că facem acum un double kill și pierdeți că sunteți slabi. Știu, ia uite, se ferește de ultimată, de un alt, ia uite, ce-am zis. Mai faci acum un kill pe tine și ești GG. Da, 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 îmi
vise. Ia zi, dar nu pe jocul ăsta, stai că am făcut ăla kill pe mine. Dar cum anim... În fine. Băi, cum... A, nu contează oricum. E 1 la 1, cred. Sau, hai că vă batem acum că suntem buni. Sunt dau aici double heal, bam bam. Am zis că poate o să folosesc eu mai mult gadgetul ăsta, dar cred că mai bun era ăla de heal, sincer. Bine, ai jucat, dar da, nu contează, da, ne-au distrus meciul ăsta, poate că era mai bun celălalt gadget, dar bine, oricum mai mult am stat să-i dau heal la Davidescu. În fine, nu contează chiar atât de mult, este 1 la 1, ne-au distrus băieții, hai să trecem la următorul meci. Următorul meci, B-Max, că e mai distractiv așa, așa că hai să vedem dacă reușim să-i batem pe băieți, este 1 la 1 momentan, dar cred că e Eddie cu B, nu? Da, e Eddie cu B, măcar am o șansă așa, contra Eddie. Bine, hai, ia, bine. Ia, hai, mă, hai să o dăm 1v1, vrei? Nu mai vreau să o dau, pleacă de aici. Bă, dar cum e dat, mă, hit-ul ăla? L-am rupt pe karma, mă, da? Unde, că e full HP, ce ai rupt în el? Păi, psa, 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 păi, unde, mă, că tot am văzut că vă băteați, în fine. Bă, dar mă, tot nimerește ăsta și eu nu-l nimerez. Eu un super, un better player. Better player, da. Dai puțin, bă, ai zis că dai după mine, de ce dai după karma kid mic? Dai, că ai luat-o, n-ai luat-o. Ai luat-o tu. Bine, mă, uite. Better player. Am luat-o în 4 canca. Păi, cred că e one shot de la chestia asta, nu? Nu, nu, chiar da, mă. A, ia uite-l ce face. Du-te, bă, ești nesimțit. Ai încercat tu ceva. Nu! Bă! Dar nu, că mai bine lăsam pe el să tancheze. What? Am zis că poate să fac manevră. Am dat-o și cu auto aim. Ce ai, bă, bă? Dar tu cum ai, mă, 300 de speed-uri? Hai, mă, mori, mori, aia zic, hai că avem lead-ul, i-am dat mare 13k în cap. Hai că stăm bine. Dar nu-mi da, mamă, a dat ăsta speed acum când sunteți, gen când ești doar tu, în fine. Davidescu, stai că are ăsta 4k-ul, a, nu-l mai are. Nice. Că-l văzui. Bă, dar cât HP ai? Simt că mori, a, nu mori, never mind. Hai, dă-i și tu în asta dacă e. Ia uite-l, bă, ce încearcă el să dea pe lângă. Bă, mama, a luat Davidescu al meu ce n-a trebuit, dar oricum suntem în avantaj momentan. O să-i dăm aici un slow dacă ia. Hai că am prins, da, aproape că l-am prins. Dar nu, că era chiar la limită. Bă, să ai tempo, care ești? Hai că nu e bine. A, un 4K? 4K? L-ai luat, aia zic. Easy, mă. Very, very, very easy, i-am bătut pe băieți, i-am distrus, i-am tăbăcit așa, le-am dat câte o bucată în cap la fiecare. Avem 2-1 și hai să trecem la următorul meci. Trecem la Nani Bell, să vedem ce reușim să facem cu Nani Bell. Bine, l-am pus pe Kerry să nu joace Bell pentru că tapot. E disperat el de Bell, așa că să mai fac o pauză de la Bell. Desigur, mai avem un disperat cu Bell și ăla e David, pentru că de obicei el e disperatul familiei. Nu știu, cred că... ăștia doi sunt dintre cei mai buni Bell pe care am văzut vreodată. Karma cu... Nu știu, karma asta câteodată nu-l ratează pe Bell, cel puțin când jucăm în ladder. Bă, zici că nu-l ratează deloc cu Bell aia, nu știu, are coduri cu ea. Dar... stai puțin că numai... La roomuri nu prea are... La roomuri nu prea are coduri, nu de alta. Bine, ați și targetat voi doi că sunteți disperați. Și acum eu mă bag contra... Nu știu, mamă, i-am dat 3K. Stai puțin așa că... Îți pleacă un cap în gura, bă, Eddie. Așa, l-ai luat puțin de control. Hai, Davidescu, aici lângă mine. Aia, păi ești bolovan, mă. Mai îmi fac și ulta pe tine, ai și murit aproape. A, nu, never mind. Cât aș pe ai, mă? Stai că i-am dat la 2100, 2000. Mamă, muri ăsta? Stai că moare. Easy, mă, l-am rupt. Hai că avem și lead-ul, că sunt prea bun. Bun, hai că am și capul. Hai că se rotește ăsta. O să le iei puțin în cap. Na, că nu te nimeresc. De fapt, cred că te nimeresc oricum, nu? Na. Stai! Bine, mă! Let's go, hai că l-am rupt ăla. Bă, mă, sunt mei nani, se vede că l-am ranked 80. Hai că s-a vorbit. S-a vorbit, da. Moare Davidescu cu Fortnite. Nu e bine. Mamă, ce am dat la... Ai luat 3K sau? Pe acolo? Bă, what? Cum ai luat hit-ul ăla? Am mai primit și notificări. Ăsta căzut în trapa lui Bell. Mamă, cum să calci în trapa lui Bell în 2000? Mamă, i-am distrus. Nu, deci v-am distrus, efectiv, suntem prea buni. Prea buni. O să-mi activez un gadget ca tapot, oricum nu prea le-am folosit. O să-mi folosesc capul. Ah, never mind. De fapt, stai că ți-l dau eu primul, ca să nu... Bă, mă... Eu nu dea după Kerry.
N-ați avut nicio șansă. Ce aveți de spus în apărarea voastră că ați pierdut? 3-1. Da, un hit trebuie. Ce să dai tu, mă? Nu dai nimic. I-am rupt. Eu cu Davidescu formă. Bun, hai că ăsta a fost și ultimul meci. I-am bătut pe băieți 3-1. Și da, hai să trecem la outro. Da, băieți, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Am jucat până la 3, deci da, dacă reușeau băieții să ne bată în ultimul meci, mai dădeam încă un meci așa de final. Din fericire am reușit să-i batem. Dar da, lăsați-mi în comentarii dacă mai vreți să vedeți din seria asta. Urmează să mai facem eventual și penalty challenge, pentru că era destul de distractiv și știu că vă plăcea foarte, foarte mult. De asemenea, mai avem 1 vs 1 contra cei mai buni playeri din România. Dacă vreți, putem să mai facem și chestia asta. Desigur, o să filmez și chestii de genul, o să vorbesc cu băieții, una alta, bam bam, dăm 1 vs 1. Mai avem și cu super puteri. Desigur, o să mai facem și videoclipuri legate despre top ladder sau chestii de genul, cum mai jucăm cu Hira sau Pro Duo. Deci, sunt o grămadă de idei ce putem să le mai facem, desigur. Și da, încă o dată, apăsați butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă și desigur ne revedem data viitoare, să aveți o zi, o seară faină, numai bine, pa, pa!